Deci fii atent, bră. Da. Astăzi e o zi specială. Observ să mor în spital că s-a făcut cerul așa purpuriu. E purpuriu cu purpurelă de la aia. Ca idee, pe ăla care plimba câinele sau că mergea el așa cu mâna într-o parte încordat. Pătău. L-ai refuzat. Stai bră că nu doar îți spuneam așa niște detalii. Să mor. Da, da. A intrat în piele la camera aia. Stai așa mă, că să dau drumul ăsta. Spital, că mă amețești. Așa, îți dau drumul la sunet, ești gata, Nea George? Stai, deci fiți atenți. Stai să mai dă două triture. Deci astăzi avem probă specială. Așa? Mergem cu barca. Cu barca, ok, bine. Cu barca. Dar poți să vin și eu? Repede cu barca. Ne-a dat bugetul TVR-ul? Nu, tocmai că e închiriată și trebuie să ne mișcăm repede, că e pe oră. E deci ca lumea. Poți să vin și eu cu barcă? Păi, pentru tine e bre barcă. Nu, particip eu singur și merg eu cu... Vrea să-și găsească bărbalea, George. A, da. E bulangi. M-am gândit eu că e bulangiu. Care față? Hai, bre, nu mai fumi și toată, Nea George, că... Pentru ce? Nu e bine. O să spun ceva pe față când se taie, când se bagă la montaj, o să... Așa, da, pun niște... Da, și o să spun ceva pe față. Pun niște camera, Nea George. Da. 3, 2, 1 și în această seară mirabolantă, care este aproape seară, doamna Leanca va avea double date. Va avea două întâlniri, pentru că va trebui să scape de unul dintre ei. Pe ăla care mergea așa cu mică pareză pe dreapta cu mâna, așa de spune că duce gunoiul, ăla l-a refuzat. O domn doctor a avut o operație importantă astăzi și n-a mai putut să se prezinte. Iar ceilalți... Operează pe cord. Operează pe corb. Dă schis. Și ăilalții doi care au mai rămas au dormit toată noaptea pe prins pe la noi pe lemn și au rupt spatele nouă băieții. Iar Leanca a dormit... Bă, ca n-am pe acasă. Că, na, e frig și femeia are reumatism, probleme. Sunt și în vârstă. E, are și o vârstă. Ce vârstă aveți, domnișoară Leanca? Că nu v-a întrebat. Nu știe lumea de la 23 de ani. Pe un picior? De fapt, pe câteva degete. Nu, am chiar 23 de ani. 23 de ani are, dacă ea zice și are, probabil. Puteți să aveți încredere. Ce părere aveți, doamna Leanca, despre cei doi participanți rămași? Chemăm, sunteți gata să-i chemăm să facem un mic interviu cu ei? Eu așa îi spun, să-i chemăm să-i și mai văd și odată că i-am uitat. Dar George, arată... să nu mă mai iei de spate așa, că ăla nu e partea mea bună. Să am așa un moț în spate, puțin mai luat așa și nu. Da, filmează, Nea George, ăsta de zici că el... A intrat în pielea personajului de cameră. E regizor și om de sunet și platou în același timp. Și degeaba. Domnișoara Leanca, vă invit să așteptați un pic aici. Mă duc să iau băieți, aduc unul dintre ei. Sigur. Hai la George. Doamne, și tu vii în spate, da? Avem pe partea asta. Păi stai, nu, atunci facem altfel, stai că facem altfel atunci, stai că mă duc eu în față. Așa, și eu veneam și tu veneai cu panning și ieșea frumos, mă iei ca pe produse. Hai și. Așa de repede. Să moară frații mei ăștia ilicinați. Ce? Domnul Nea Ioane, ce faci, bră? Număra stil. Am ajuns la 1794. Hai să vezi în costea, că avem o stea acolo pentru tine, în spatele curții de Ioane. Da? A, e gata? E gata, e pregătită. Oh, băi. Hai, ușor sus. Oh, băi. Așa. Ești pregătit? Sufletește-i? Ha, am emoții. Hai, Nea George, acum mă iei când vin cu naivul și alergând spre tine, te duci în capăt să venim noi așa. Cu apusul spate. Mai încolo, mai departe, departe.
Nebune, când zic fugim spre el și fugim spre Leanca, ca să se vadă așa cinematic slow motion, da? Da. Că e la televizor și să facem cum vrea lumea. Hai, 3, 2, 1, fugi! Așa. Ia uite ce frumoasă e, cum te așteaptă e. Mi-a pus niște suc de loveac. Ok. Da, am... dumneavoastră sunteți? Eu sunt Ioan. 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 Să rămâi. Dumneavoastră sunteți stimabila Leanca. Eu nu am să vă ignorez, este un nume foarte frumos, îmi place. V-ați bâlbăit sau așa vă cheamă? Nu, păi Ioan e numele familie și Ioan e prenumele. Oh, dar câte inspirație. Deci părinții dumneavoastră cred că sunt niște doctori, docenți în ale numelui. Părinții lui au fost inspirați. Mama era curvă. Se chema Ion. Da, Ion Tanță. Ion Tanță. Da, foarte, foarte, un nume foarte predestinat. Și pe tata Ion Nelu. Da, ăsta e mai frumos, Nelu. Că mi-aduce aminte de un bărbat al meu, Nelu. Dar Nelu, mă rog, a murit. Nelu Ploieșteanu, să moară mama din ei. Nu, era Nelu Ioan, din soare. Nelu din soare, am înțeles. Da, omăt. Sunteți gata de date? În această seară mirabolantă, Nea Ioane, în caz că nu știi, mergem cu barca. Și aveți un date în care veți discuta despre relația viitorului dumneavoastră sau viitorul relației cu ea. Da, dar mergi. Avem puțin frică de mersul pe apă, dar... Lasă că te înveți. E foarte ușor. Iar după ce ne întoarcem, doamna Leanca va trebui să meargă la al doilea date. Pentru că unul dintre voi va pleca acasă astăzi. Păi și dacă devin gelos, Mihăiță, ce fac? Nu știu, o urmărești toată viața și într-un final, când o prinzi singur într-un boschete, o faci să alunece în cuțit de mai multe ori. Sunteți gata să mergeți spre Mărcuța Sufletului? Da, credeam că nu mă mai întrebi. Așa se numește Mărcuța Sufletului de la emisiunea noastră Din Iubire. Haideți, vă rog, să ne îndreptăm... Spre apusul răsăritului. Poftim? Dacă vrei, da, trebuie să te pui pe burtă în spate acolo, să dai din picioare. Haideți! Noastre sunt dispus să fac orice. Haideți, domnișoara Leanca și domnul Ion. Aveți deja o bilă albă. E departe barca asta? Nu, e în spatea, nu spune. Dar unde e, bre? E în spate aici, a băgat-o la debarcader. Vede. Da. Am aruncat și-o paharul pe jos. Aolo. Nu, că îl păstrez pentru când vin. A? Așa, filmează-mă cum merg. Stai să vă țin poartă. Întâi, doamnele. Vă țin poartă, doamne. Da, că am ieșit singur. Sunetul merge. Camera merge! Eu rămân aici! Rămâneți acolo! Eu? Fă-te comodă! Hai că vin și eu! Și coborăm ușor! Stai acolo, mă! Hai că vin! Stai acolo, domne, că dumneavoastră aveți date după aia! Cine? Eu merg primul, nu? Da, Nea Ioane, tu! Păi să nu mai vine ăsta după mine! Și coborăm ușor! Ți-am zis că sunt gelos! Ne îndreptăm spre barca dragostei! Iadului. Sau iubirii, cum era! Bre, nu scui paca alunecă pe aici! Nu, că nu eu! Păi nu, Nea Ion, că eu îi simt așa flegma din gât înainte să o arunce! E flegmatic! Mă ține aici în hită de vreo 2 zile, nu știam! Tifos forestier se numește, vreau. Tifos? Forestier. Este mai un pretrie, dacă e automobil, nu forestier. Călcați cu mare atenție. Da. Trebuie să vă timonuța, domnule. Da, ce romantic ești, las că sunt destul de tare.
Haideți ușor, hai, hai. Înțeles că sunt tânără. Stați așa că o să pun camera aici. Pune camera acolo, vrei? Ia, yeah, de una, de una aici. Ușor, mă, că pleznește tricoul pe tine, nu, nu fi nebun. Să rămâi, să rămâi. Așa, dați-vă puțin așa că trebuie să... Ia, să rămâi cu sunetul activat. Așa. Luați un loc, vă rog eu frumos, aici, aici frumos, ca trebuie, cum trebuie. Puneți-vă frumos jos. Mă pun aici, că e loc mai mult. Eu stau aici, că-mi place. Hai, Ioane, bagă-te acolo în fața la femeie. A, dar ești cam bătrână. Hai. Mă pun aici, încă nu-o. Nu. Hai și acolo stai. Stau aici ca să ne vedem. Da, dacă insisti. Și putem porni în aventura noastră. Deci, domnul Vasile, aș vrea să încep eu prin a pune o întrebare inoportună. Ion. Ion, da, da. Spuneți-mi, vă rog, de ce sunteți singur în acest moment? Să rămân, am... La viața mea am fost mai aventurier așa. Și vă zic sincer, din seria automobile, pasionat și nu am relații. Aha, să înțeleg că, să te citez pe tine, cum I like motocycling a lot and to the be the best. To the be the best and I like to go motorcycle to the park. Deci, doamnă, n-am să zic, nu, deci mi-a place mașinile și, adică, nu, o relație serioasă. Deci, înțeleg că și tu vii dintr-o relație șoată. Da, 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 mai aventuri, așa, mai. Cu o persoană șoată. Pe uscat, să nu fie cazul și mamei. Pauză, pauză, taie! Ce facem ăsta? Oprește puțin brâlea brâlului. Alo! Mă, ce faci ăsta? Mă, cine e ăla? Aolo, să voară, mama, ăsta e nebunul ăla. Ăsta e tău? E... Da, e tău. E tău? Ăla care merge cu o mână încordată, brâi. Stai că s-a dezbrăcat să voară. Stai așa că dau drumul la cadră. Puteți să mergi cu barca peste el? Poți să sar și eu aici la voi pe barcă? Poți să sar, tu te trec. Nu, 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 rămâi acolo, că nu ai ce faci. Dai, 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 că avem un concurent, ex-concurent, care ar dori să participe în continuare, dar nu se poate pentru că a fost ex-matriculat sau cum se numește. S-a dus pe pulă, cum se răspune. Practic pe pulă s-a dus. Continuăm cu double date, nu e double date, e single date despre dintre tanti Leanca și la Ion. Ion. Da, mă, vorbeam despre relațiile mele. Eu să știi că sunt o fire foarte romantică, da, sensibilă. Și deși nu, eu sunt așa mai neagră, dar am un suflet de haur. Are sufletul mă, alb. Mă, cred, dar te vede cu noastră, că ți-ești foarte cizelat și îmi place foarte mult. Și nu iau ori de la turci, să mor în spitale, de la direct 24 de karate. Deci chiar așa după descrierea... Eu mai ușor, Nea George, că mă bălâng în paiță, oară, mamă. Pe mine mă interesează să vă zic așa o relație stabilă. Spune-mi, te rog... ani și... Eu încă sunt în floarea vârstei. Eu am 21 de ani, la mine na, e altceva. Da, 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 mai aveți. Eu mai am, abia am făcut buletinul. Spune-mi, te rog, de ce m-ai ales pe mine? De ce vrei să mă cucerești? Domnul, în primul rând, da seama. Ăla încă să ține după noi, vrea să fie în obiectivul camerelor. Vă trăi viața și un fire libertin așa. Recunoaște-mi, da, mă tărângă. Doamnă, aici că copilul ăsta, rău de tot, cu picioare în urmă, cu tras de păr. Așa-mi place să iubi. Mie îmi place mult să zic, cine-i tăticul meu, nu mai da astea nebune.
de Paul, palme, cu darea, urul doamne. Stați-mă un pic. Mă, încă e tău aici. Cine este? Asta e ăla. E tău. Mă, ia uite. Am pus pauză. Pauză! Ia uitați-vă, mă, să moară, mă. Bă, dar ce face? Domnul tău! Mă auziți? Bă, facem asta, bă, să mă... Se vede, se vede pe cameră. Se vede pe cameră ca lumea. Sunteți fotogenic. Vreți să-l ajut eu să nu ne mai urmărească? Nu cred că aș vrea că... Taie partea. Taie. Eu pot, dacă vrei. Nu. Domnule, ați fost exmatriculat, acum se numește, dat afară din concurs. Chiar sunteți obsedat de cameră, domnule. Ia uite ce se flexează el acolo. Dar n-aveți un pistol? Pistol, brei, suntem la din iubire, nu din criminali. Dați acolo jos, tatei Leanca, că dau drumul la cameră acum. M-am mutat în partea asta la altă, să fiu el. Ați dat drumul la sunet? Și acțiune! Acțiune? Spuneți, domnul Ion, ce trei calități aveți dumneavoastră ce credeți că Dante Leanca ar fi foarte încântată să folosească de ele, să zic așa? Fără, așa, dar și poate vă în mai primul bine. Rând... Doamna Leanca, vă puteți așeza acum, că poate să te vei acolo și nu v-ați putut să vă puneți jos. Deci eu sunt profesionist. Nu, că eu vreau să stau aici, dar nu prea vreau să... Sormai, dar... Eu vă înțeleg. Scuze, n-am avut nici să schimb tricul, că e de la muncă. Dar... Nu e problemă. Care sunt cele trei calități, domnule? Deci un profesionist, un animal în pat și... numai puțin, să nu trecem de partea cu animalul. Ce animal vă vedeți dumneavoastră în pat? Bun, deci așa... Un ornitorinc îl văd așa un pic să moară. Eu aș zice o panteră. Panteră neagră, roz, albă. Roșie, astăzi, în seara asta e roșie doar. Da, nu știu. Eu cred că e a fost de postop pantera și de... Mă, nu m-ar deranja, dar... Na, și pantera roșie, nu prea-mi place roșie. Domnișoara Leanca, dumneavoastră, ce trei calități aveți? Ce puteți să îl înnebuniți, bă, Leivor? Sunt o dansatoare săvârșită. Nu era desăvârșită? În primul rând. Să filmează, să filmează! Pot să, cum să zic eu, rezist mult. Adică vreau mult, desigur. Și, bineînțeles, am acest trup minunat. Așa. Cam astea ar fi calitățile mele sufletești și trupești, desigur. Stați cu fața la lei un, ca să nu se întâmple ceva. Nu, pe vreau să-i arăt ceea ce am eu. Am înțeles. De-aia că, na, știți cum se zice. Da, nicio problemă. Să moară, ia, frații mei. Aolo, doamnă. Ia uite, să mor în spital. Pericol, s-a stricat telefonul. Trebuie să cacă ciorile. Ce pune mă s-a întâmplat cu el. Pauză! Băi, barcă înapoi la barcă. Hai să iau camera. Babu, dă-i drumul. Uite de mine că mor aici. Să moară, mă. Ține-te delfin. Ține aici, putu-ți delfinul în gură, hai urcă. Tu delfin. Bagă curul ăla sus. Urcă, fă, hai. Vino încoa. Dă mâna, hai. Ține scară, putu-ți morții tăi. Pe microfonul s-a stricat, să vorbă. Filmă-și noi cu microfonul de la camera aia, că n-ai ce faci. E mai prost, spune tu, dar mergi. Așa, Val. Hai că nu mi-am revenit. Participantul. Neioane! Cum te vezi? Aoleu! Tău! Neioane! Moare la acolo. Tău, du-te, salvează-l. Moare, stai. Du-te și salvează-l, mă. Ce gargarezi, pe ce faci, mă? Hai, Neioane, pa! Moare, să moară familia.
Vino, mă, în acest moment concurentul din iubire se înneacă. Incredibil. Incredibil, dar este adevărat. Avem imagini. Avem imagini exclusive în care ne-ai ori boare. Ușor, fă, cred că l-am călcat. Că... cameraman, filmează. Cred că am murit. N-am murit. N-ai oana aici, la barcă. Uite-l. Hai sus. Hai sus, la uși. Hai, Nei Oli. Stai, Nei Oli, ușor să urci omul, mai da în față. Hai, vină după noi. Aoleu. Asta e și probă fizică, mă, în același timp. Cu spatele. Eu îl testez, mă, că ne-ați că rezistă. El a zis că e panteră, dar panterele nu prea ne luată. Neancu, lasă-l pe om să intre, Neancu, că moare. Ne dă ăștia judecat. Am vrut să dau cu spatele. Hai că ai rezistă. Au luat că ăsta la rapă, fugiți. Hai să fugim acum, fugim, să voară. Bă, dar unde e cameramanul? Cred că a intrat înăuntru aici. A. Pauză, că moare Leimon, pauză, bre, oprește. Leancu, moară. Am luat cu drip. Respirație gură la gură, fă respirație gură la gură omului, că moare. Acum. Nea Georgiule! A intrat înăuntru, Nea George. Să că la baie înăuntru. A, să cacă. Respirație gură la gură, Leancu, scoate-i omului. A, eu m-am pus peste el, mă. Păi nu așa, bre, cu gura trebuie. Stai să mă urc și eu. Bă, nu te mamă. Cameraman, filmează aici. Ce-ar fi să nu te mai urci? Eu filmez. Puteți să mă și jun. Adică să filmeze camera. Doamne, nebunit ăsta. E ce trebuie cu camera în sânge. Bă, dar, bă, Mihăiță, că tu ești mai mic. Te pișea pe tine când te-ai de la speriat de la ceva. Adică? Era apa sărată. A, păi apa e sărată, ea așa mereu, nu e că m-am pișat eu. Eu am pișat mai e apa sărată de la pești, că peștii e jegoși. Și ei se spală în apa asta mereu. Ideea, oricum pe sub apă peștii nu put. Peștii pe sub apă nu put, într-adevăr. Da, apă put. Da. Gata, vrei, căcat. Nu. Nu pot să-i vin eu de petrecanilul ăsta? Bagă-i, vine de petrecanilul. Auziți, taie un pic. Pot să-i vin de petrecanii? Taie-l, auzi, taie-l. Taie un pic. Da, Ioane? Taie un pic. Oprește camera, că e acolo lângă tine. Stai așa. Ia, opriți camera. Auzi, Braid, când au jos ochelarii să se vadă mai bine? Am oprit camera. Eu cred că ar fi cazul, da, să-ți dai un pic jos așa, să-i evacuează-l, Ioane, uite-te în partea aia, ce frumos răsare soarele, să moară mama, uite-te, ia uite, Braid! Gata, s-a dus soarele numai. Gata, nu, s-a dus, s-a, ce frumos i-a pus ăla. Ce frumos, doamne! Dar soarele era acolo, Mihail. Aolo, iartă-mă pe mine, am greșit, eu am crezut că e altul. Continuăm, să dau drumul la cameră, bine? Da, sigur. Așezați-vă. Mihăiță, am zis că nu mai, am zis că aici am... Stați acolo, vă rog frumos, în fața amândoi. Da, sigur. S-a dus pe pula, oprește puțin, pauză! Aie! Pune-te camera, bine. Salvează! E bolnită camera, uitați acum avem proba fizică a Leancăi. Sariu, Hai sus, Leanca de Marii! Eu cred că e timpul să ne retragem la debarcader, că... Eu am fost într-o viață anterior... Au de ce să flexează că te-a salvat, bă! Ioane, era acolo, că iar ne dăm jos la valuri. Hai acasă, luați un loc, vă rog frumos, ca acasă continuăm. Barca asta e mai năstrușnică. E strușnică, de-aia. Nea Ioane, eu mai am o întrebare așa pentru dumneata. Dacă ar fi să facem un copil, ar fi băiat sau o fată? Răspunde, bine, Hermafrodit. Frodit. Asta e răspunsul. Fără Herma, doar Frodit. Dai dovadă că ești foarte elevant. E elevator. Mersi, păi da, nu, că lucrez cu ele toată ziua și îți dai seama.
Eu știu, băi, elevatoare pe alea cu mașini, mie în caz că ați fost, în caz că sunteți constipați, mergeți cu George, cu orice, nu contează că e mașină, că e barcă, că el așa merge. Sare peste valuri. Păi așa e barca asta, e de aia de viteză scumpă. Așa e barca, barca plătește pe valuri. Tatilea, ca să știți că următoarea întâmplare, nu întâmplare, următorul date următoarea va fi vedere în altă parte, că barca asta e închiriată pe oră. Sau dacă vreți, vedem, poate facem rost de încă o oră. Că să anserează un cu... cu orele nu prea... Eu înainte eram plătită la oră. Știi, mi se dădea 120.000 pe oră. Da, doamnă, dar acum vreau să vă întreb eu și, dacă îmi permiteți această umilă întrebare. Absolut, absolut. Dă-ți drumul la gură. Ce poziție vă dă-ți place? Dă-ți drumul la gură, pardon. Deci... Nu știu cum, știi ce înseamnă poziția scaun? Că stai pe scaun și deasupra bărbatul. Deci tu e scaun și eu mă tot pun, mă ridic, mă, că eu așa, eu sunt nebun, eu e nehotărâtă cu barbeli. Exact. Da, da. Ia să ne hotărăști atunci pe moment, nu mai multe ori. Scaun, știi, dacă știi ce zic. Eu sunt mai așa. Mie îmi place, vă zic sincer, uitați așa. Asta e poziția mea. Mă, nu e greu, dar știi ce e bine de aici? Stai să-ți arăt eu, deci... Uitați-te și... Ce? Aha. Uitați-vă, dar mai plac foarte mult să mă bonduiesc. Ia. Ia să bonduielul, dar aia e bonduielul, femeia. Așa, bonduielul. Și eu să vin așa. Exact, ia uite. Asta e mișcarea șerpilu. Îmi place, îmi place. Numai că-mi face sport. Mai știi să se uneori. Aoleu. Ia stați așa, să-mi permiteți? Eu cred că îți permite deja și... să mor. Ia. Oh, nu. Vezi că e levânții, că da, e pură. E mașina porcului. Hai, ne George, că ăștia să fute în barcă aici, până ajungem noi. Păi ajungem acum, uite. Deci cred că are kilometri buni. Are puțin kilometri, vrei? Nu că sunt maxim 200 de kilometri ai intrat în ea până la asta. Poți să tu. Au, deci au. Mai tare, mai oricum, oricum, că mă, e o senzație. E aici, ne vede copilul ăsta. Lasă-mă că oricum e după mers. Dar dumneavoastră ce copil ați vrea? Ce marcă? Deci eu, în primul rând, ce marcă? N-am cum că sunt maxim. Nu, doi. Și dacă sunați acum la numărul afișat pe ecran, primiți trei copii. Da. Deci eu sunt dispus, eu acum este alegea dumneavoastră, vă dați seama. Mai trebuie să văd și pe ceilalți. Da, vă dați seama că așa este primișor. Așa e, așa e. Auzi, Mihai, să știi aici să mai filmează? Hai, nu, că oprim acum, gata. Mergem la către următoare. Deci, nu uitați, dacă aveți probleme cu mașinile, Ion a avut-o cel mai tare garaj și service. Reclamă. Nu, doamnă, dar asta nu mâncă și noi. N-ai și eu trei copii de întreținut? Ai deja trei copii? Îi facem. I-ați făcut acum, ați făcut doi în barcă și că unul la final. Am oprit, filmarea, să știți. Mergem către următorul date. Ar fi o idee. E cu polițistul acum, Leanc, o să știi. O, ăsta e polițist? Următorul, da. Haide, mergem! M-o scăpa, mă, și pe mine de probleme. Mai știi? O vedea? Mamă, ce monstru gât. Pe mine monstru cur uneori, dar știi care e problema? Eu iau supozitoare. Ia bagă câte ce are zici? Program. Ce? Haideți, doamne, urcați, vă rog, frumos. Aoleu. Da. Da, eu iau supozitoare. Odată la 6 ore, îmi bag câte 3. Continuarea o vedeți pe canalul Nepotul cu următorul date, bineînțeles. Nu mai scrii pe abrăcă, crește nivelul mării. Ai nimerit peștele la-n cap. Continuarea o vedeți pe canalul Nepotul, chiar acum mergeți direct acolo. Bă, nu sunteți sănătoși, bă, să moară, bă. Unde le-am căpând? Și
trandafirul în mână. Bă. Romantic. DRF, unde ești? DRF? Te reconectezi? Da, m-a sunat cu skin-ul vostru. Aolo, dă-i că uzi conect atunci. Păi acum, acum. Unde ești la vamă? Doamne, nu se filmează! Ah, ce? Coi, s-a buguit așa? A rămas el încă, e de la barcă, face valuri. Ia uite! Na, care e animația? Na? Na, e cum? Gata, gata. E asta cu și asta, vezi? Că muri, care e asta cu asta? E ala, bă, cu avionul. Gata, bă, continuăm? Da, de asta mă marcă montan. Ok. Ca să întorc barca. Păi, la astea letale păroase mâncarea și o păiere să le mănâncă. Ce pula mea, păi. Doamna, doamna, cât costă o partidă? Ia uzi, bă, cât... Mă, ce faci cu aia? Vezi că te-a întrebat la cât costă o partidă? Ce mă? 120 de... Chilie, are cash. Chilie asta ta. Chilie asta ta proastă. Gata, am plecat, nu mai stau. Oh, nu, mă. Da să te nipă chilie aia.